Expoziția România Europeană, consecința Marii Uniri de la 1918, lansată în cadrul Parlamentului European, este considerată un omagiu și un gest de recunoștință adus înaintașilor. Este o modalitate prin care sunt puse în evidență valorile istorice și culturale care devin astfel ambasadorii României într-un moment istoric important, marcarea 100 de ani de la Marea Unire. E o mare onoare să reușesc într-un timp atât de scurs să aduc foarte mulți oameni care au ce să spună despre România, au ce să spună despre România Mare și au ce să spună despre istoria noastră. Bineînțeles că Parlamentul European întotdeauna încurajează astfel de expoziții și este o expoziție cu atât mai specială cu cât au apărut fotografii și au apărut materiale care nu au fost date până acum publicității și care arată, dacă vreți, evoluția în timp a ceea ce înseamnă statul național unitar român. Expoziția cuprinde documente cartografice, etnografice și cărți publicate cu prilejul acestui an al centenarului. Fotografii și documente rare din Arhivele Naționale și ale Muzeului de Istorie sunt aduse în fața vizitatorilor. Regele Ferdinand, Patriarhul Miron Cristea, Ion Ice Brătianu, generalul Bertolo, dar și oameni obișnuiți surprinși în diverse ipostaze pot fi admirați acum la Parlamentul European. Este un moment foarte important pentru noi, pentru că suntem la 100 de ani de la Marele Război. E un eveniment care e sărbătorit la nivelul Uniunii Europene. Pentru ca România să se poată înscrie în concertul european, va trebui ca acest proiect al Uniunii Europene să fie, de fapt, cadrul în care țara noastră să poată beneficia de cuceririle de acum 100 de ani și, în primul rând, de realizarea statului național. Istoria, din punctul meu de vedere, este știința noastră, este viața noastră trecută, este trecutul nostru, cu bune și cu rele, pe care trebuie să ni-l asumăm și, în același timp, este trecutul din care trebuie să învățăm. Este unul dintre cele mai frumoase, eu zic că e cel mai important și pozitiv eveniment din istoria noastră națională. Marea Unire este idealul de secole al nostru. Expoziția de carte de aici, de la Parlamentul European, reunește o colecție coordonată de profesorul universitar dr. Ioan Scurtu și scoasă la Iași. În această colecție sunt cele mai reprezentative cărți din istoria noastră națională, pe care istoriografia le-a bifat ca fiind cele mai importante și cărțile care descriu evenimentele anului 1918. Zeci de elevi români au asistat la o lecție de istorie predată de cei mai buni profesori pe care i-are România, o țară care devine tot mai atractivă pentru străini. Noi cunoaștem foarte bine România pentru că am fost deja de 3-4 ori. Are o interesantă istorie, adesea tragică. Ni s-a părut foarte, foarte interesant tot ce am aflat și ne bucurăm că am avut ocazia să participăm la un eveniment așa de important în Parlamentul European. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare faptul că sunt chiar implicați și chiar și-au dat silința să organizeze un eveniment, o expoziție de genul acesta în Parlamentul European. Expoziția România Europeană, consecința Marii Uniri de la 1918, va rămâne deschisă câteva zile.